respectuos comisia și președintele comisiei, domnul Iuricican, să nu permită domnul Chirtoacă susținerea tezei de licență. Dumnealui clar a spus că nu poate face nimic deoarece este ordinul rectorului, unde este scris că domnul Chirtoacă este inclus în lista persoanelor care sunt admiși la susținerea tezei de licență. Este un ordin ilegal făcut de un subaltern a Partidului Liberal pentru șeful lui Dorin Chirtoacă și acest ordin trebuie să fie anulat, să fie intentat dosarul penal pe acest caz și să meargă ancheta, să vedem care e situația, câte absențe au avut în realitate, la câte examene au fost și așa mai departe. Vă spun încă o dată, sunt filmările la toate, la toți anii aceștia, când au fost nici la un examen, și noi toate aceste documente pe care le am personal, le-am făcut timp de 3 ani de zile, și filmările, video, probele, le voi pune în dosarul, în sesizarea pe care le pune eu la toate instanțele competente și voi cere ca această diplomă a domnului Chirtoacă să fie anulată. Trebuie să fie anulată, deoarece este falsă.